Cristina recunoaște că simte o simpatie față de Moise. Cum a reacționat Radu când a aflat că Moise i-a intrat în grații Cristinei? Ai rămas fără glas sau mi se pare mie? În timp ce Andreea Mantea se afla în casa fetelor, a intrat în vorbă cu Cristina, iar concurenta a recunoscut că îl place un pic pe Moise, cel mai nou concurent din Casa Iubirii, care a intrat în concurs pentru Cristina. Îmi place un pic, spune Cristina. Îți place? Întreabă Andreea Mantea, amuzându-se cu Cristina. Am decis să stau și eu la vorbă cu Cristina și mi-a zis că îl place puțin pe Moise, a declarat Andreea Mantea, pentru a vedea cum reacționează Radu. În doar câteva secunde, lui Radu i s-a șters zâmbetul larg pe care îl avea pe față, surprins de ce a auzit din gura Andrei Mantea. În tot acest timp, Cristina râdea, fiind amuzată de reacția lui Radu. Dacă are sentimente, a spus Radu, rămas fără cuvinte. Andreea Mantea și Cristina nu s-au putut abține și s-au amuzat de reacția pe care a avut-o. Sentimente? Ce vorbești? Spune Cristina, pe un ton amuzat. Ai rămas fără glas. Ai rămas fără glas sau mi se pare mie? A spus Andreea Mantea, surprinsă de faptul că Radu nu mai spune nimic. Nu, niciodată nu rămân fără glas, a răspuns, cu mândrie, Radu. Bianca nu crede că Alexandru o ia în serios pe Irina. Miercuri, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Cristina recunoaște că simte o simpatie față de Moise, cel mai nou concurent din competiție. Cum a reacționat Radu când a aflat că Moise i-a intrat în grații Cristinei? Irina s-a gândit să facă un gest frumos și să-i cumpere lui Alexandru un cadou, respectiv un tricou. Concurentul s-a bucurat de atenția primită, dar și băieții au fost curioși să vadă ce a primit, adunându-se toți la geam ca să vadă tricoul. Pe de altă parte, Bianca declară că nu-l crede în totalitate pe Alexandru când vine vorba de Irina, deoarece simte că uneori o ironizează. Nu știu, câteodată mi se pare că Alexandru e serios, dar câteodată o ironizează pe Irina, adică nu prea o crede pe ea, așa a declarat Bianca. Miercuri, în următoarea ediție a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Cristina recunoaște că are o simpatie față de Moise. Ce se întâmplă mai departe aflați mâine, 23 august 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele 10:00 și 16:30, doar la Canal D. Nu ratați un nou episod din Casa Iubirii. Însă tensiunile au atins cote maxime, deoarece Radu și Cristina au ajuns din nou într-un punct critic al relației lor. Cristina a supărat foc pe Radu, după momentele tensionate din gală. Radu spune: ok, îmi cer scuze că am zâmbit. Bine, promit că de mâine nu mai respir. Bianca spune: exagerezi. Iar ironie. Radu spune: nu săriți toți. De mâine nu am decât să mai respir. Bianca spune: în momentul când cineva e de partea ta, nici măcar nu îți dai seama. Și unica persoană care mereu e de partea ta e ea. Pe de o parte, Cristina i-a reproșat partenerului ei că nu a empatizat cu ea deloc în ediția de gala și nu a susținut-o în momentul în care s-a certat cu Bianca, iar pe de altă parte, Radu a devenit ironic și a adresat din nou replici acide, iar în cele din urmă tânăra a izbucnit din nou în lacrimi amare. Răsturnare uluitoare de situație în Casa Iubirii. Cosmino va consola pe Cristina, spre mare dezamăgire a lui Radu. N-am simțit că ai empatizat cu mine. Când plângeam, tu zâmbeai. Aflați ce se va întâmpla cu relația celor doi concurenți. Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de noi momente surprinzătoare, de noi idile, de întâlniri de pomină atât în camera roșie, cât și în afară platourilor de filmare, dar și de multe răsturnări neașteptate de situație și momente tensionate. În cea mai recentă gala, nu a plecat niciun concurent acasă, motiv pentru care toți concurenții au fost fericiți că vor mai rămâne încă o săptămână în aceeași formație. Pe de altă parte, Cristina va fi îmbrățișată la un moment dat de către Cosmin, care se va oferi să îi ofere sprijinul lui moral, spre marea dezamăgire a lui Radu, care va privi cu indignare la ceea ce se va petrece în Casa Fetelor. Răsturnare neașteptată de situație în Casa Iubirii. Cosmin o va consola pe Cristina, spre mare dezamăgire a lui Radu.
În ediția de luni, 21 august 2023, în Casa Iubirii, va exista din nou o atmosferă tensionată și palpitantă, deoarece Cristina și Radu își vor relua discuția în contradictoriu și își vor adresa noi reproșuri aprige. Cristina spune: Radu, eu în gala, nu mai puteam, plângeam și Bianca mi-a expus gândurile și am spus, da, așa e și tu nici măcar nu m-ai auzit pe mine. Un alt aspect ce m-a deranjat în gala foarte tare e faptul că n-am simțit că ai empatizat cu mine, pentru că în momentul în care plângeam tu zâmbeai. Aflați ce se va întâmpla luni, 21 august, de la 10:00 și 16:30 la Canal D. Urmează o gală plină de scandal, gala numărul 31. Informații de ultimă oră. Vor fi și eliminări. Emoții extrem de mari în gala Casa Iubirii din acest weekend. Lucrurile au scăpat de sub control în gala de duminică. Discuțiile dintre concurenți s-au accentuat, iar fanii emisiunii Casa Iubirii au avut parte de o ediție cu adevărat incendiară, deoarece tinerii au scos la iveală detalii șocante despre ei. Concurenții au luat pauză până în data de 21, iar după această pauză bine meritată, concurenții intră direct în pâine. Se pare că Radu va fi triumfător din nou și va primi cecul de 5.000 de lei. Radu este la al cincilea ceea ce câștigat pe bandă rulantă, unul după celălalt în acest sezon. Radu este favoritul publicului din această duminică. Radu câștigă ceea ce după ceea ce și crește nu doar în voturi, dar și pe plan financiar. Este foarte greu să credem că Radu este câștigător cu adevărat ceea ce după ceea ce, dar fiind faptul că el nu a fost atât timp favorit. În vârf l-a adus pe Radu certurile grave cu Robert, dar și teatrul făcut cu Cristina. Așadar, din informațiile primite în prealabil, Radu îl va nominaliza pe George. Iar Larisa și George îl va amenința pe Radu cu eliminarea. Însă se pare că niciun concurent nu va fi eliminat în această gală. Se pare că niciun concurent vechi nu va pleca prea curând, aceștia vor rămâne bine poziționați, chiar dacă parcă nu au voturi din partea telespectatorilor. Se pare că cei patru concurenți care au încălcat regulamentul nu vor avea imunitate, aceasta este pedeapsa lor. Se dă bătălia spre marea finală, iar câștigătorii ar fi la fete. Bianca, Robert și Mihaela se pare că vor avea bețe în roate și se speculează în mediul online cel puțin că conducerea Casei Iubirii nu îi va lăsa să câștige acest sezon. Se știe că concurenții arată că au relații de fațadă și pe interes al emisiunii. Cristina nu îl mai dorește pe Radu sub nicio formă, mai ales că mama ei a spus că Radu este schimbător și îi este frică să nu facă ce a făcut în trecut, să umble cu altele. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția telespectatorilor noi momente de senzație, întâlniri romantice, surprize de proporții, dar și tensiuni aprige și răsturnări neașteptate de situație care de cele mai multe ori îi pun la grele încercări, mai ales pe concurenții care deja formează un cuplu în cadrul show-ului. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine! Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Andreea Mantea spune: Ai căutat băiatul nou. L-ai găsit. Am văzut că l-ai găsit pe Laurențiu la un moment dat. Bianca spune: Un fel de băiat nou, da. Dacă în ediția de marți, Larisa și George au ajuns în pragul unei despărțiri definitive și păreau dispuși să renunțe la povestea lor, în ediția de miercuri, Andreea Mantea va face un anunț important pentru toți concurenții, iar Bianca va trece prin momente de pomină în timpul unei vizite în Casa Băieților. Astăzi este o zi importantă pentru Casa Iubirii, după cum ați putut observa. Andreea Mantea, anunț inedit pentru toți concurenții și pentru telespectatori. Pe de altă parte, Andreea Mantea o va provoca pe Bianca să povestească despre vizita ei din Casa Băieților, acolo unde va merge să-l caute pe așa zisul concurent, cel nou pe care ea încă îl mai așteaptă să intre în emisiune pentru ea. În ediția de miercuri, 16 august 2023, Andreea Mantea va aduce o veste importantă pentru concurenți și pentru telespectatorii fideli ai emisiunii Casa Iubirii. Aceasta va anunța că îndrăgitul show a ajuns la ediția cu numărul 500, spre marea bucurie a tuturor. Andreea Mantea va face un anunț important pentru toți concurenții și pentru telespectatori. Bianca va face o vizită cu peripeții în Casa Băieților, în căutarea unui concurent nou. Ai căutat băiatul nou.
Am văzut că l-ai găsit pe Laurențiu. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii surprinde în continuare telespectatorii cu noi momente de senzație. Noi idile înfiripate între concurenți, dar și multe tensiuni, certuri și răsturnări uluitoare de situație, care deseori produc mari probleme, mai ales celor se află deja într-un cuplu în cadrul show-ului. Andreea Mantea, anunț inedit pentru toți concurenții și pentru telespectatori.